Duminică, noi venim cu variante de a adăuga încă un membru în familie. Că sunt pisicuțe, că sunt cățeluși, important e să îi tratăm ca pe niște membri ai familiei și nu neapărat ca pe niște animale de companie, așa cum se spune și cum e stigma asta în România. În dimineața asta au venit domnul Bogdan și fica Iris Hergelegiu. Bună dimineața! Bună dimineața! Vorbim despre o rasă de câine care se numește, prima dată vă zic denumirea lungă, West Highland White Terrier. Sau noi putem să-i spunem mai simplu? Westie. Westie. Ce e particular la rasa asta, exceptând aspectul ăsta minunat pe care îl au? În primul rând, bună dimineața tuturor. Noi suntem Voivodina Westie din București. Am adus 3 exemplare de la canisa noastră. Caracteristica acestei rase, după părerea mea, este atașamentul și devotamentul pe care îl dezvoltă față de stăpân. Sunt câini care se atașează de un singur stăpân sau se atașează de întreaga familie? N-au nicio problemă, mai ales bine, ei sunt născuți la noi în curte, ca să zic așa. Sunt niște câini foarte, sunt minunați, pentru noi este cea mai minunată rasă. Nu știu ce să vă spun. Sunt câini cu blană medie, din ce observ. Asta înseamnă că trebuie o atenție sporită la aspect, să nu se încurce blana, cam cât de... Nu, în primul rând, rasa aceasta nu lasă păr. Nu lasă păr. Asta e foarte bine. Este o rasă, fiind terieri, au părul sârmos, da. Au 2 rânduri de păr, ce vedem și ce nu vedem sub părul. Într-adevăr, ei au nevoie de un toaletaj specific, și anume stripping, smulgerea părului. Da. V-am adus ca să vedeți una dintre ustensilele cu care lucrăm. Poate... Asta este o ustensilă. A, da, și practic... Exact. Dacă sunt oameni care au această rasă acasă și au și ustensila asta, toaletajul se face de către stăpân sau e preferabil să meargă undeva la un salon? Specializat. Ca să-l scoți așa, cum, trebuie să vii la mine. Trebuie să, da. Deci trebuie să mergem la specialist ca în viața de zi cu zi. Dacă vrei să ne tundem, ne pretundem acasă. Da, exact. Ca să-l ai cu părul așa aspru, pentru că ia un păr foarte aspru, da, trebuie la maxim 6-8 săptămâni să te duci sau să-l smulgi singur. Faci acasă. Smulsul respectiv de care spuneți dumneavoastră se face în direcția creșterii părului. Întotdeauna. Am înțeles. Dar nu oricum. Asta e evident. Pentru că dacă n-ai ritmul, dacă nu știi de unde să scoți, cum să scoți, îi provoci un disconfort. Mai este un alt aspect. Toți puii noștri, începând cu vârsta de 4 săptămâni, încep să fie smulși. Deci de la 4 săptămâni și încep în timp, să... nu mai au nicio problemă. Dacă tot, a spus de o perioadă din viața lor, cam cât de ușor sunt de dresat? Foarte. Și de la ce vârstă ar trebui să începem cu dresajul ușor? Cu atât mai bine. Nu există un plafon anume 4, 6, 8 săptămâni? Absolut să... deloc. Am înțeles. Bun. Ca și... De la 2 luni... Deja începe să răspunde și el, evident. Da. Să te priceapă. Nu este nicio problemă. Chiar recomand rasa aceasta pe care noi o îndrăgim enorm de mult. Cum sunt ca temperament? Am înțeles că sunt iubitori, dar sunt foarte energici? Foarte protectori și apără teritoriul. Bine, ei, în definiție, sunt, nu știu dacă știți, cum a ajuns rasa aceasta albă. Se spune că a fost un lord, un colonel, pe nume Malcolm. Nu, da? Malcolm Young, cel din AC/DC, chitarist. Da. Alt Malcolm. Și și-a împușcat odată un câine la vânătoare, un câine de altă culoare. Și pentru chestia asta a zis, băi, mă apuc să dezvolt și să fac un câine să nu mai confund cu vulpile. Și el a început să fie ameliorat și selectat din rasa Cairn Terrier, altă rasă veche și frumoasă. Am înțeles. Și așa... Și cum se înțeleg cu cei mici? Sunt prietenoși? Se înțeleg cu toată lumea. Cei mici, în general, cei micuți, au tendința să apuce de blană, să sunt răbdători? Da, nu sunt probleme, dar știți cum e? Orice câine, e valabil la orice rasă, are o limită a toleranței. A toleranței, da. Da. Adică mie mi se pare normal, în momentul când agresez un câine, dau un exemplu. El la un moment dat să răspundă. Înțeles. Natural. Cu mâncarea? Sunt câinii, nu sunt păpuși. Asta trebuie înțeles. Sunt bine, tăței. E destul de greu să le explicăm celor mici care atunci când văd se entuziasmează și... Și părinți, mă gândesc. Asta aia. Cum stăm cu la capitolul mâncare? Sunt sensibili? Au nevoie de o hrană specială sau... Nu. După cum vedeți, v-am adus 3 frumuseți. Câinii cu pedigree, câinii campioni.
Ea are 5 ani și un pic. După cum vedeți, n-are pic de exeme pe ea, urechile nu sunt, sunt curate, la asta ne uităm. Da. Nu cade porul. Așa ne dăm și seama care e rasa pură și deci un Deci după cum vedeți, n-au nicio problemă de piele sau alergii și alte... Vreau să vă fac o mărturisire. Eu m-am îndrăgostit de rasa aceasta acum 3 ani de zile și am văzut-o zilnic în Danemarca. Da, sunt, nu știu, agreați de români, ați mai văzut pe stradă iubitori de această rasă? Păi noi suntem, în primul rând, exemplu viu. Exact. Familia Voivodina, familia canisei noastre, cuprinde și cei care au cumpărat și au luat de-a lungul vremii căței de la noi și credeți-mă că este o familie numeroasă. Deci sunt iubitori. Acum, sigur, e la fel ca în Danemarca, mă gândesc. Nu, nu, dar le place. Am auzit că unul dintre câinii dumneavoastră vine din Finlanda. De aici. Da, el. Neo. Neo e finlandez. Neo-finlandez. Domnule, vă mulțumim frumos. E clar, ca de fiecare dată, dacă vreți să vă luați, să vă măriți familia, să mai adăugați un membru din rasa Westie, preferabil ar fi să contactați un crescător autorizat sau un specialist, pentru că e păcat dacă tot vrei și îți place rasa asta, ar fi păcat să nu te bucuri de ea 100% la valoarea ei.